Dragi ascultători, în această rubrică vă prezentăm ideile principale din pasajele biblice abordate în programul Itinerar Biblic, lectura comentată a Sfintelor Scripturi. Puteți urmări varianta extinsă pe site-urile twr.ro sau ttb.twr.org. Astăzi aflăm ce se întâmplă când Iisus este rege. Una dintre cele mai cunoscute dintre cuvântările lui Iisus, redată în principal în Matei capitolele de la 5 la 7, este cea cunoscută sub numele de Predica de pe munte. Această cuvântare conține mari adevăruri valabile și azi. Dar trebuie reținut și că oamenii au păreri contradictorii despre cum să o aplice. Unii consideră că Predica de pe munte este cea mai importantă parte din Scriptură și o numesc mini-evanghelia. Problema este că nu se spune nimic aici despre moartea și învierea lui Iisus, care sunt miezul Evangheliei. Alții nu vor să aibă nimic de a face cu ea. Ei expediază rugăciunea domnească și fericirile, spunând, nu-s pentru noi azi. Totuși, după cum se vede în aceste trei capitole, destule lucruri sunt pentru noi, chiar dacă nu ne-au fost puse nouă. Ce învățăm din Predica de pe munte este că pur și simplu nu o putem împlini. Nu avem capacitatea de a urma înaltul standard etic și moral impus de Domnul Iisus aici. Și atunci, ce a avut în vedere Domnul când și-a dezvăluit ucenicilor gândul și inima, în auzul mulțimilor? Ne-a rânduit El pentru eșec? Nici de cum. Chiar dacă Predica de pe munte ne arată cât suntem de slabi și falimentari, ea pune înaintea noastră un scop măreț. Cum ar arăta lumea aceasta dacă Iisus ar acționa cum o va face în timpul împărăției de 1000 de ani? Întreaga Evanghelie a lui Matei vorbește despre o zi când Iisus va domni ca rege. Aici el oferă proclamația manifest a regelui, platforma Prințului Păcii. Aceste principii vor fi legile împărăției când Iisus Hristos va fi aici în persoană ca să aplice fiecare cuvânt. Acestea sunt legile după care Iisus va domni. Aceste principii trebuie studiate azi de către creștini, acceptând că nu avem capacitatea de a le îndeplini cu resursele noastre, ci apelând la Duhul Sfânt pentru putere. Doar El poate produce aceste binecuvântate caracteristici în inima unui credincios supus Lui. A impune Predica de pe munte cuiva care n-are puterea de a o împlini este zadarnic și frustrant. Și este de asemenea o amăgire, pentru că le atribuie oamenilor un jargon religios care îi ține la distanță de Domnul, când în realitate Predica de pe munte ar trebui să ne aducă tot mai aproape de El. Matei 5 începe cu fericirile. De 9 ori Iisus spune ferice de sau binecuvântați cei care. După care urmează o trăsătură de caracter pe care doar Domnul o poate aduce în viețile noastre. Când Iisus va domni ca rege, doar cei desemnați aici vor domni cu El. La momentul hotărât de El, aceste lucruri vor deveni reale în viața noastră. Bineînțeles, nu putem face nimic prin puterile noastre. Avem nevoie de ajutor. Avem nevoie de un mântuitor. Avem nevoie de îndurare, pe care o aflăm doar când venim la Iisus. Predica de pe munte ne îndrumă spre crucea lui Hristos, de care avem atâta nevoie. Îl cunoști? Strigi la El pentru ajutor? Atunci, du această veste bună și altora. Așa ne putem exprima azi dragostea pentru Dumnezeu și pentru oameni. Ai nevoie de Iisus. Este singurul mesaj care aduce mântuire și viață veșnică. Du-l mai departe oamenilor. Data viitoare vom afla cum să facem ca faptele noastre bune să aibă motivații potrivite.